După revenirea din cantonamentul din Antalya, corviniștii și-au continuat pregătirea pe plan local atât la Hunedoara cât și la Simeria, iar antrenorul Florin Maxim are la dispoziție întreg lotul pentru confruntarea de pe arena Michael Klein, singura excepție fiind juniorul Lucas Câmpan, care trebuie să îi spășească o etapă de suspendare pentru o eliminare în ultimul joc disputat pentru CS Socodor în Liga a treia. Albaștrii revin pe propriul teren mâine cu prilejul duelului de la ora 11, care contează pentru etapa 16-a, iar o victorie în fața CSM Slatina ar asigura Corvinului, în mare parte, prezența în play-off. Băieții lui Maxim sunt pregătiți să dea totul pe teren, chiar să fie mai bun decât până acum. Am avut parte de o pregătire foarte bună în Turcia, vreme bună, rezultate destul de bune în amicale cu echipe foarte bune. Suntem pregătiți să începem campionatul și sper să debutăm cu o victorie sâmbătă. Slatina au o echipă destul de solidă la Ligia a doua, pot să spun așa. Nu ne va aștepta un meci deloc ușor, va fi un meci intens și echipa care va intra mai bine în joc va avea câștig de cauză. Noi încercăm să ne facem treaba cât de bine putem, ne-am consolidat în mare parte și partea defensivă, să zic așa. Și pe atac facem o treabă destul de bună și s-a văzut și în amical. Am creat un grup bun încă din vară, de când am venit aici am simțit că avem un grup destul de bun. Drept dovadă, nu avem niciun nou jucător, să zic așa. Au plecat doar doi jucători. Avem o echipă destul de închegată și o să facem treabă mult mai bună decât am făcut. CSM Slatina este o formație agresivă, compactă, mai ales pe teren propriu, dar va trebui să fim atenți. Au schimbat însă multe prin lot în această iarnă. Sincer, din păcate, nu am apucat să vedem așa cum se cuvine ce și cum joacă. Transpiră foarte greu informații din zonă. Ne avantajează însă faptul că jucăm acasă. Suporterii vor fi alături de noi, știu că și ei sunt nerăbdători să ne vadă la lucru și sper să vină în număr cât mai mare pentru a ne ajuta în încercarea de a ține toate punctele la Hunedoara, a declarat Florin Maxim, antrenorul principal al Corvinului. Așteptăm suporterii în tribune și sper să-i facem fericiți.